Bună ziua! Continuăm astăzi cu ultima parte din patologia cerebeloasă și am ajuns la partea clinică legată de tulburările de echilibru și demers. Pacienții cu boli ale cerebelului prezintă grade variate de dificultate la ortostatism și mers. Ortostatismul cu membrele inferioare alipite poate fi imposibil sau poate fi menținut o scurtă perioadă de timp înainte ca pacientul să tindă să cadă în lateral sau înapoi. Închiderea ochilor poate accentua ușor acest deficit, însă proba Romberg, care înseamnă afectarea ferestrelor proprioceptive, este negativă dacă pacientului se permite să-și asigure stabilitatea înainte de a închide ochii. În sindromul cerebelos apare, de fapt, un pseudo-Romberg sau un Romberg fals, iar această probă a fost descrisă de Moritz Heinrich Romberg, care a fost un neurolog german ce a trăit între 1795 și 1873. Nepotul său, Eduard Heinrich Henoch, a descris purpura Henoch-Schönlein. La mers, pașii pacientului sunt inegali, iar picioarele sunt aliniate greșit, rezultând un mers cu dezechilibrări neașteptate. Datele provenite de la pacienții la care se pot face corelații anatomoclinice precise indică faptul că sindromul de dezechilibru, ceea ce sindrom ataxic, cu mișcări normale ale membrelor, corespunde mai precis leziunilor dermisului anterior decât leziunilor flocusului și nodulusului. Această concluzie e bazată în parte pe studii legate de degenerarea cerebeloasă frecvent întâlnită la alcoolici. La acești pacienți, tulburarea cerebeloasă e frecvent limitată la tulburări de ortostatism și mers, caz în care modificările patologice sunt limitate la partea anterioară a dermisului superior. La pacienți cu afectare mai severă, care prezintă de asemenea și tulburări de coltură la nivelul membrelor, modificările sunt extinse și lateral de dermis, paradermian, afectând zonele anterioare ale lobului anterior, la pacienți cu ataxia membrelor inferioare, și zonele mai posterioare ale lobului anterior la pacienții la care sunt afectate membrele superioare. Relații clinico-patologice asemănătoare au fost observate în formele familiale de degenerare corticală cerebeloasă pura. În ambele cazuri de degenerare cerebeloasă, atât alcoolică cât și familială, în ciuda tulburărilor de ortostatism și mers severe, lobul flocului nodular poate fi indemn, în întregime. Totuși, în alte boli, afectarea dermisului posterior și a conexiunilor sale cu formațiunea reticulară pontină și mezencefalică a determinat, în plus, față de tulburarea de mers și anomalii ale mișcărilor globilor oculare. Datele care indică faptul că leziunile lobului flocului nodular la om determină tulburări de echilibru sunt concludente. Această afirmație se bazează pe observațiile că anumite tumori întâlnite la copii, medulloblastoamele, niște tumori primitive neuroectodermale, determină instabilitate în ortostat și mers, dar nu cauzează tremur sau tulburări de coordonare la nivelul membrelor. Întrucât acestea sunt considerate a avea origine în celulele din velumul bulbar posterior, situat la baza nodulusului, putem deduce că tulburările de echilibru rezultă din afectarea acestei regiuni a cerebelului. Velumul bulbar posterior sau inferior este un strat subțire de substanță albă prelungită de la nivelul cerebelos deasupra și de fiecare parte a nodulusului. Totuși, validitatea acestei concluzii rămâne să fie dovedită. Aceste tumori sunt vizualizate imagistic sau în timpul operației sau autopsiei, doar când deja s-au extins dincolo de limitele nodulusului, iar corelațiile clinico-patologice exacte nu sunt posibile. Deci ele, într-adevăr, provin de la acest nivel, spun că determină instabilitate în ortostatism și mers, dar nu cauzează tremur sau tulburări de coordonare la nivelul membrelor. Trebuie subliniat faptul că leziunile cerebeloase anterioare în zona centrală pot produce doar tulburare de ortostatism și mers, adică fără nistagmus, dizartrie și ataxie a membrelor. Astfel încât, dacă nu e examinat ortostatismul și mersul pacientului, problemele acestuia pot rămâne neobservate.
Și trecem la partea de hipotonie. Hipotonia se referă la scăderea rezistenței normale care e oferită de mușchi la mobilizare pasivă, flexiunea și extensiunea și extensia unui membru. Dintre tulburările cerebeloase e mai puțin evidentă, însă explică anumite trăsături clinice care nu sunt derivate din tulburările prezentate anterior. Legate de tulburarea de mers de echilibru, de ataxie, e asociată cu reducerea activității neuronilor motor alfa și gamma, experimental la pisici și maimuțe, leziunile cerebeloase acute și hipotonia sunt asociate cu diminuarea activității eferențelor fusale motorii și a aferențelor fusale. Cu trecerea timpului, activitatea fuselor motorii e restabilită pe măsură ce dispare hipotonia. Așa cum am indicat înainte, Holmes a crezut că hipotonia e o tulburare fundamentală a bolilor cerebeloase, care stă la baza atât a deficitelor de fixare a posturii, cât și a anumitor elemente de ataxie și tremur. Hipotonia e mai evidentă în leziunile acute decât în cele cronice și poate fi demonstrată în mai multe moduri. Un test convențional pentru hipotonie constă în percuția articulației pumnului la pacientul cu brațele întinse, caz în care membru afectat, sau ambele membre în cazul leziunilor cerebeloase difuze, va fi deplasat pe o rază mai mare decât normal și poate prezenta oscilații. Acestea sunt rezultatul faptului că mușchii hipotoni nu pot fixa membru superior de umăr. Atunci când un membru superior afectat e scuturat, mâna face mișcări oscilatorii mai largi decât normal. Dacă pacientul își plasează cotul pe masă și brațele sunt flectate cu mâinile atârnând relaxate, mâna membrului hipoton va lua o postură în flexie. Flexiune termenul literar și extensie tot literar. Dacă pacientul aflat în ortostatism e rotit rapid, scurt, de umeri, membrul superior hipoton va continua să se balanceze și după ce celălalt membru se va opri această cacofonie, ce celălalt. Babinski a fost impresionat și de afectarea majoră a posturii aparent datorată hipotoniei. Aceasta constă în extensia pasivă a gâtului și îndoirea involuntară a genunchilor, semne care devin aparente când pacientul e mobilizat din pat pe scaun sau la ridicarea în ortostatism pentru prima dată sau poate să fie legată de alunecarea umărului de partea afectată. Poate consta în această mișcare. Inabilitatea de a controla o mișcare e un fenomen strâns legat, cea neîntemânare. De exemplu, când pacientul flectează cu putere membru superior contra unei rezistențe, dacă aceasta e îndepărtată brusc, bolnavul nu va putea opri mișcarea de flexiune, mâna putând chiar să lovească fața. Proba Holmes-Stewart, de fapt, este aceasta. E rezultatul contracției întârziate a mușchiului triceps, care, în mod normal, ar opri flexiunea exagerată a membrului superior. Această anomalie, numită incorrect fenomenul de rebound sau de recul Holmes, e mai corect descrisă ca o tulburare a reflexului de frânare. Stewart și Holmes, care au descris primii acest test, au subliniat faptul că dacă rezistența la flexiune e înlăturată brusc, membrul normal se va deplasa în flexiune, dar pe o distanță scurtă, apoi se va mișca scurt în direcția opusă. În acest punct de vedere, regulul membrelor e deficitar în bolile cerebeloase. Pacienții cu aceste tulburări variate de tonus muscular pot să prezinte doar un deficit ușor al forței musculare sau forță normală, ceea ce indică faptul că menținerea posturii implică mai mult decât contracția voluntară a mușchilor. Trebuie remarcat faptul că semnele de disfuncție cerebeloasă, dismetria, neîndemânarea, tremurul, între neîndemânare și inabilitate, sinonimie parțială, sunt absente la nivelul mușchilor hipotoni în bolile nervilor periferice acestea, dismetria, neîndemânarea, tremurul, indicând că cerebelul are un efect modulator unic asupra mișcării, ca nu e explicat prin pierderea tonusului.
Deci, cu alte cuvinte, Holmes s-a înșelat. Hipotonia nu e de fapt totul, adică să aibă legătură cu toate acestea de care am amintit. Thomas Grenger Stuart a fost un medic scoțian eminent care a trăit între 1837-1900. El a descris împreună cu Holmes această mișcare sau de rebound sau de recul, care de fapt este frânată. Proba aceasta e utilă în evaluarea sindromului cerebelos pentru decelarea hipotoniei musculare. Și alte simptome din bolile cerebeloase. Unii autori au afirmat că în leziunile cerebeloase acute există un ușor deficit de forță musculară și fatigabilitate musculară, ceea ce nu e în concordanță cu experiența noastră. În măsura în care aceste simptome nu pot fi explicate prin alte tulburări ale funcției motorii, pot fi privite ca manifestări primare ale bolii cerebeloase, însă niciodată nu sunt severe sau persistente și au o importanță clinică minoră. Orice simptom asemănător unei hemiparezii din punct de vedere al distribuției și al severității nu poate fi atribuit bolii cerebeloase. Aici fac o mențiune de hemipareza ataxică, de care m-am amintit un pic. Ea poate să apară într-un val lacunar la nivelul pedunculilor cerebeloși, dar nu la nivelul cerebelului. Mișcările mioclonice, adică e vorba de contracții la nivelul unui mușchi sau unor grupe musculare care sunt scurte, de 50 până la 100 de milisecunde, aleatorii, sunt în cadrul unor boli combinate cu ataxie cerebeloasă. Atunci când multiple contracții mioclonice perturbă o mișcare voluntară, acestea pot fi confundate cu tremurul ataxic. O să mai discutăm despre ele, despre mioclonii. Mioclonul său de acțiune poate fi principalul semn de izolare al encefalopatiei hipoxice. Și se va descrie la mioclonul său intențional. Fiind sugerată o patologie de origine cerebeloasă pentru această stare patologică. Mioclonusul e descris mai amănunțit în alt capitol, unde vom sublinia faptul că el e mai frecvent datorat bolilor cortexului cerebral. Deci cortexul cerebral e predominantul vinovat pentru aceasta. Afectarea și într-o encefalopatie hipoxică, clar, se va afecta mai degrabă cortexul cerebral, nu cerebelos. Mai recent a fost descoperită participarea cerebelului la anumite aspecte ale funcției cognitive și ale comportamentului, analiza făcută de Leiner, de Schumacher și Sherman. Acești autori și alții au descris la pacienți cu leziuni limitate la nivelul cerebelului, demonstrate prin imagistică, tomografie computerizată și rezonanță magnetică nucleară, o gamă largă de tulburări subtile ale memoriei și cogniției, limbajului și comportamentului. Este incontestabil că leziunile cerebeloase interferează cu reflexele condiționate și posibil afectează anumite sarcini de învățare, după cum a fost decelat prin teste specializate. Totuși, nu e foarte clar dacă există un sindrom clinico-patologic în care deficitele cognitiv-comportamentale sau asocierea de deficite sunt asociate unor boli cerebeloase sau unor leziuni specifice. Se pare că investigațiile recente referitoare la influențele cerebrale ale cerebelului constituie contribuții noi și precise în neurologie, dar în același timp modificările la care se face referire sunt subtile și frecvent nu pot fi depistate în cadrul examenului neurologic de la patul bolnavului. Deci sunt încă în curs de examinare. Referitor la un pacient aflat în îngrijirea noastră, e menționată o afazie evidentă printr-o leziune veche a emisferelor cerebrale, care a putut fi pusă în evidență de o leziune cerebeloasă acută, cum ar fi fost un accident vascular cerebral. Bolile cerebeloase lent progresive, cum sunt tumorile, nu par să prezinte acest fenomen. Deci acolo s-a evidențiat o afazie dintr-o leziune mai veche, printr-o leziune cerebeloasă acută.
și avem diagnosticul diferențial al afaziei, al ataxiei. Avem un tabel important pe care merită să-l trecem în vedere, referitor la modul de debut al patologiei cerebeloase, al ataxiei cerebeloase, acut, tranzitoriu, acut și de obicei reversibil, acut de durată, subacut de ordinul săptămânilor, cronic de la luni până la an. Și avem cauze acute: intoxicația cu alcool, litiu, barbiturice, fenitoine sau alte antiepileptice, asociată cu această ataxie, cu dizatrie, nistagmus. Fiecare dintre acestea au capitole separate. Ataxia episodică responsivă la acetazolamidă, hiperammoniemiile din copilărie, apoi acut și de obicei reversibil, postinfecțios, cu modificări inflamatoare în DCR, encefalitele cerebeloase sau cerebelitele virale, mixedemul, acut și de durată, în hipertermie extremă cu comă la debut, în intoxicația cu compuși de mercur sau toluen, inhalarea vaporilor de adeziv sau zugrăvitul cu spray, postanoxic cu mioclonus intențional, heroina falsificată, fumatul de heroină, și apare așa numitul fenomen de urmărire a dragonului. Fumul de inhalat e urmărit cu un tub prin care se inhalează. Apoi, patologii subacute, în care apare simptomatologia în ordinul săptămânilor. Tumori cerebrale, cum e medulloblastomul, astrocitomul, metastazele de hemangioblastom, de obicei cu cefalee și edem papilar, deci apare sindromul de hipertensiune intracraniană. Acest hemangioblastom apare la nivelul creierului al măduvei spinării, provenind din vasele sanguine la nivelul meningelui sau al creierului. Apoi, tot subacut, alcoolicul, să prezint un astfel de ataxie, o astfel de ataxie sau sub considerent nutrițional, degenerarea cerebeloasă paraneoplazică, la fel și bolile autoimune, abcesul cerebelos, boala Creutzfeldt-Jakob, care e o boală prionică, boala Whipple, caracteristic apare mioclonusul și mișcările oculo masticatoare, boala Whipple, boală infecțioasă rară, care de fapt afectează sistemic organismul, e cauzată de Troferima Whipplei, o bacterie descoperită de George Hoag Whipple, un medic patolog și cercetător american, care a trăit între 1878-1976. Spru, în enteropatia glutenică sau în boala celiacă, poate să apară tot ataxie subacută, la fel și în scleroza multiplă. Iar ataxia care apare în decurs de luni până la ani e cea de tipul Friedreich, care e o boală autosomal recesivă, în alte degenerescențe spinocerebeloase, în alte degenerescențe cerebeloase ereditare, cum e cea olivopontocerebeloasă, ce apare în atrofia multisistemică, degenerescența corticală cerebeloasă și tot ataxie cronică în forma adultă a sindromului premutației, sindromului cromozomului X fragil, în boli metabolice ereditare, frecvent cu mioclonus, în ataxii cu debut în copilărie, inclusiv ataxie telangiectazie, agenezie cerebeloasă. Deci sunt foarte multe. Dar fiecare dintre acestea vor avea capitol aparte, vom discuta un pic mai pe larg în capitolul fiecăruia. Nicolaus Friedrich a fost un patolog și neurolog german care a trăit între 1825 și 1882, provenind dintr-o familie de medici și tatăl său a fost medic Johann Baptist Friedrich, a fost psihiatru, iar bunicul său, patologul Nicolaus Anton Friedrich, a descris pentru prima dată paleza facială periferică idiopatică, care ulterior avea, ce ulterior avea să fie descrisă și de către Bell și a rămas în istoria medicinei cu
termenul de paralizie Bell. E o importanță deosebită în diagnosticul bolilor caracterizate prin ataxie cerebeloasă, afectând membrele, mersul și vorbirea. Sunt modul de debut, despre care am discutat, rata și modul de progresie. Cum e sumarizat în acest tabel de care am amintit? Fiecare cauză majoră e discutată într-un capitol specific. La adulți, bolile paraneoplastice și cele demielinizante reprezintă cea mai mare proporție de cazuri cu debut subacut. Formele ereditare sunt cauza cea mai frecventă a tulburărilor LEM progresive și cronice, în special atunci când e afectat preponderent mersul. Această ultimă categorie de ataxii genetice constituie un grup eterogen larg, pentru care s-au identificat mutații genetice în anumite cazuri. Sunt descrise într-un alt capitol. Ataxia unilaterală, fără a fi acompaniată de semne neurologice, cel mai frecvent cauzată de un infarct sau o tumoră la nivelul emisferei cerebeloase ipsilaterale, sau de o boală demielinizantă care afectează conexiunile cerebelului cu trunchiul cerebral. Un fel de hemiataxie. Ataxia din neuropatiile sensitive severe și din bolile cordonelor posterioare sau rădăcinilor posterioare, ataxia sensitivă, simulează ataxia cerebeloasă, dar e diferită în ce? Coordonarea aparent pasii normală, când mișcarea e observată de către pacient, dar marcat înrăutățită când pacientul închide ochii. Proba Romberg este pozitivă. Deci se înrăutățește foarte tare la când pacientul închide ochii, în cazul lipsei vedere. E de fapt datorată această ataxie senzitivă prin afectarea propriocepției. Diferită față de cea cerebeloasă ca etiologie și se presupune că rezultatul implicării fibrelor aferente spinocerebeloase periferice mari, tabesul dorsal, ganglionopatiile senzitive sunt principalele exemple ale acestui tip de tulburare. Totuși, diferențierea între cele două era rar dificilă dacă sunt luate în considerare hipoestezia miotokinetică, absența semnelor cerebeloase asociate cu afectizarea și nistagmusul, hiporeflectivitatea osteotendinoasă, efectul corector al văzului asupra ataxiei senzitive. În neuropatia periferică și în bolile mădurii spinării cu ataxie, testul Romberg este pozitiv invariabil, reflectând disfuncția în paralel a cordonelor posterioare. Acest semn nu e observat în leziunile emisferelor cerebeloase, excepția cazului când pacientul poate prezenta niște oscilații inițiale cu ochii deschiși, ce sunt accentuate de închiderea ochilor. Tremurul de tip cerebelos atinge forme extreme în polineuropatia cu afectarea fibrelor mari cauzată de anticorpi împotriva glicoproteinei asociate mielinei, însă răsăturile clinice sunt asemănătoare tremurului de acțiune marcat, cum se va vedea în capitolul ce urmează. În sindromul Miller-Fisher, care e considerat o versiune a polineuropatiei acute EMBARE, sensibilitatea e intactă sau e doar ușor afectată, iar ataxia severă și tremurul intențional se presupune că sunt rezultatul unei tulburări periferice anal selective care afectează fibrele nervoase spinocerebeloase. Afectarea acestor fibre în cadrul tractelor spinocerebeloase poate produce aceleași efecte senzitive ataxice. De ataxie senzitivă. Cauzele obișnuite sunt leziunile compresive subacute, precum meningiomul toracic sau leziunile demielinizante. Și în acest caz, semnul Romberg pozitiv este evident. Afectarea tot a propriocepției. Dacă ajung aceste leziuni la nivelul cordonelor posterioare. Ocazional, un tremur asemănător cu cel cerebelos la unul din membre e rezultatul unei leziuni la nivelul măduvei dorsolaterale care întrerupe fibrele aferente, probabil cele care sunt direcționate spre tracturile spinocerebeloase. Ataxia vertiginoasă,
e aproape exclusiv a taxia mersului. Se diferențiază prin acuzele clare de vertij și tendințe de cădere într-o parte, hipermetrie și nistagmus torsional rotator. Vom discuta și despre aceasta în alt capitol. Ataxia mersului non-vertiginoasă, cauzată de afectarea vestibulară, de exemplu în toxicitate indusă de streptomicină, are trăsături specifice. Vertij și ataxia cerebeloasă pot apărea simultan la unui pacient cu boli paraneoplazice și la cei cu infarct la nivelul bulbului lateral și cerebelului inferior. În sindromul Wallenberg. O ataxia membrilor controlaterale neobișnuită, tranzitorie, apare după infarct sau hemoragie în talamusul anterior. Pare o ataxie talamică, dar e controlaterală. Adițional semnelor caracteristice afectării talamice, poate apărea asterixisul unilateral. În final, o leziune la nivelul lobului parietal superior, ariile 5 și 7 Brodmann, deci ariile senzitive, determină rare o ataxie similară la nivelul membrelor controlaterale. Deci sunt mai multe zone care pot produce ataxia și ataxia asta e de mai multe feluri. E important să vedem ce alte simptome sunt prezente pe lângă ataxia pe care o avem. Să vedem dacă se agravează la închiderea ochilor, ca să facem diagnosticul diferențial cu ataxia senzitivă, să vedem un pic dacă asociază semne cerebeloase. Deci merită aprofundată situația, să vedem dacă este controlaterală, cum e în cazul ataxiei talamice. O să începem de mâine un nou capitol legat de tremuri, mioclonul, distonii focale și ticuri, ce de fapt vine ca un fel de completare a acestui capitol legat de partea cerebeloasă a patologiei. Și sperăm că se vor mai clarifica anumite noțiuni și legate de cele ce le-am menționat astăzi, detaliind un pic mai mult decât am făcut până acum în lecția de astăzi, în lecțiile viitoare. Să aveți o zi minunată!